De la începutul războiului din Ucraina s-a micșorat semnificativ ritmul de imunizare împotriva SARS-CoV-2. Datele autorităților din medicină arată că numărul moldovenilor care decid să se vaccineze în această perioadă s-a redus cu circa 23%. Medicii însă recomandă populației să nu se relaxeze, întrucât virusul încă nu a dispărut. După aproximativ 2 ani de la începutul campaniei de vaccinare în țara noastră, nici măcar jumătate din populație nu și-a administrat vaccinul anticovid. Asta deși autoritățile își propuneau să atingă imunitatea colectivă, adică să vaccineze 70% din populație până la sfârșitul anului trecut. La momentul la ora asta, noi avem 37 de pacienți și pe zi avem 30-40 de oameni. În luna februarie noi am avut peste 300 de oameni. Cât mai puțin și mai puțin totuși avem. În acest context, angajații Centrului Municipal de Vaccinare le solicită autorităților să sisteze activitatea instituției. Totodată, din cauza numărului mic de solicitări, există riscul ca mai multe loturi de vaccin să expire. Moderna până pe 15 martie și AstraZeneca până la sfârșitul martie. Printre persoanele care s-au imunizat astăzi, l-am întâlnit pe Mihail, un refugiat din Odessa. Bărbatul mărturisește că a decis să se imunizeze acum pentru că nu știe dacă va avea posibilitatea să o facă în timpul apropiat în țara sa. Nu, și de strahovki, dar și de себе тоже, потому что я как бы был не вакцинирован, потому что особо никуда не ездил, а тут так как много контактов. Șeful Direcției de Sănătate din cadrul primăriei Chișinău, Boris Gâlca, susține că niciun punct de vaccinare din capitală nu va fi închis. Nu se pune întrebarea și nici nu s-a pus întrebarea de a le închide sau de a le diminua programul de activitate. Vaccinarea va fi în continuare necesară pentru a avea un statut de plin securizat. Acoperirea națională cu schema completă de imunizare constituie peste 30%. În total, săptămâna trecută s-au imunizat aproximativ 22.000 de persoane.